Salutare și bine te-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi o să fac carne de iepure la cuptor după rețeta lui Jamie Oliver. Un preparat extraordinar de bun, o mâncare ruptă din rai, după cum spune chiar el, care este gătită la cuptor, aromată cu usturoi și rozmarin și poate fi servită alături de garnituri precum orez, cartofi sotați sau chiar o salată simplă. Dacă vrei să vezi cum se face această rețetă, te invit să rămâi cu mine până la final, pentru că am să încerc să-ți explic cât pot eu de bine pașii pe care trebuie să-i parcurgi. Iar dacă vrei să susții acest canal culinar gratuit, bineînțeles, un canal culinar prin care mi-am propus să ofer un plus de inspirație pentru cât mai multă lume, dă-mi un like, abonează-te și apasă clopoțelul. Și dacă nu cer prea mult, un share mi-ar fi de mare ajutor. Pentru a pregăti această rețetă o să avem nevoie de aproximativ 1,2 kg de carne de iepure, cu tot cu măruntaie, 3 ardei grași, 300 ml de vin alb, 100 de grame de bacon afumat, 80 de grame de unt, o legătură de rozmarin proaspăt, 3-4 fileuri de anșoa, o căpățână de usturoi, 3 linguri de oțet de vin alb, sare, piper și ulei de măsline. Iar pentru garnitură, vă las pe voi să alegeți ce vreți. Cartofi, orez sau salată. Pentru început o să condimentăm carnea, așa că o să o transfer într-un bol mai mare. Asezonăm cu sare. Piper și 2-3 linguri de ulei de măsline. După care amestecăm totul bine. Când este gata, dăm carnea de iepure deoparte. Îndepărtăm semințele ardeiului gras. Și îl tăiem în cuburi de aproximativ 1 cm. Puteți să-l și rupeți cu mâna dacă vreți. Când ați terminat de tăiat ardeiul, puneți-l înapoi într-un bol. Tăiați și baconul la fel, în bucăți de aproximativ 1 cm. Și dați-l deoparte. Usturoiul, curățați-l. Lăsați grăunții așa întregi, nu o să-i tocăm. Puneți pe ochiul aragazului, la foc mediu, o tigaie încăpătoare, pe care apoi o puteți introduce și la cuptor. Adăugați-ne aproximativ 60 de grame din cantitatea de unt. Lăsați-l să se topească, după care așezați toate bucățile de carne în tigaie, mai puțin măruntaiele și rumenițele pentru aproximativ 10 minute pe ambele părți. Când iepurile s-a rumenit, scurgeți untul din tigaie. Adăugați cealaltă cantitate de unt care ne-a rămas, măruntaiele, în cazul meu doar plicatul, baconul afumat, căței de usturoi, crenguțele de rozmarin, fileurile de anșoa,
și amestecați totul în continuu. Iar când toate ingredientele au căpătat puțină culoare, adăugați ardei. Amestecați și pe aceștia împreună cu carnea. Turnați vinul deasupra. Scuturați ușor tigaia. Lăsați lichidul să scadă la jumătate, iar cât timp scade, dați drumul cuptorului la 200 de grade pentru a-l preîncălzi. Când lichidul din tigaie a scăzut, luați o hârtie de copt, umeziți-o bine cu apă și mototoliți-o, apoi acoperiți tigaia cu ea. Și introduceți-o la cuptor pentru aproximativ 40-45 de minute, iar la fiecare 15 minute stropiți carnea cu sucurile din tigaie. După cele 45 de minute, îndepărtați hârtia, stropiți cu cele 3 linguri de oțet. Acesta va contracara dulceața de la ardei. Amestecați și stropiți carnea cu lichidul din tigaie. După care, introduceți-o din nou în cuptor pentru încă 10-15 minute, până când iepurele este pătruns și rumenit. Când este gata, scoateți preparatul din cuptor, puneți-l pe farfurii și serviți alături de garnitura voastră preferată. Eu am să-l servesc cu orez, dar desigur puteți să-l serviți cu cartofi sau cu o salată. Puteți chiar să schimbați și carnea, să folosiți carne de pui sau de fazan, iese la fel de gustos. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Lăsați în comentarii și spuneți în ce părere aveți și dacă o faceți, cum vi se pare. Până data viitoare, vă spun poftă bună și numai bine!